Expoziția Palatul Pionierilor, istorii subiective, care are în centru istoria clădirii Muzeului Național Cotroceni, va fi vernisată mâine în spațiile medievale. În cele peste 3 secole de existență, ansamblul cotrocenii a fost martorul celor mai importante momente din istoria țării noastre. Traiectoria sa de reședință domnească și regală a fost întreruptă în 1948, odată cu instituirea regimului comunist. Prin deciziile succesive ale noii puteri politice, ansamblul a fost dat în folosința Uniunii Tineretului Muncitor în anul 1949 și transformat din 1950 în primul palat al pionierilor din Republica Populară Română. Prin acest proiect, muzeul își propune să îmbine cercetările istorice cu documentarea istoriei orale, să valorifice prin metode multimedia patrimoniul generat de perioada 1949-1976, patrimonii ale cărei surse sunt încă accesibile. Expoziția poate fi vizitată până în data de 2 octombrie, fie în cadrul turului complet al muzeului, fie în cadrul turului expozițional de marți până duminică, în intervalul orar 9-17, doar în baza unei programări prealabile.